horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. Astrele vor fi de partea voastră în viața personală, unde veți fi în măsură să faceți o impresie bună prietenilor prin loialitatea de care dați dovadă. Și în viața de cuplu se arată o evoluție pozitivă. Astăzi veți avea șansa să vă impresionați partenerul cu un cadou sau o inițiativă plăcută, așa că profitați de oportunitate. Dacă aveți tendința să vă tratați colegii de la locul de muncă precum un grup obișnuit de prieteni, s-ar putea să aveți probleme, în special dacă ocupați o poziție de manager sau lider, chiar dacă este important să fiți diplomați și de încredere, să creați o atmosferă plăcută la locul de muncă. Aveți tot dreptul să cereți ca totul să fie gata la timp. Horoscopul zilei Taur. S-ar putea ca stresul din ultima perioadă să dispară în sfârșit, ceea ce vă va permite să petreceți mai mult timp făcând ceea ce vă place cel mai mult. Puteți să vă faceți și planuri în legătură cu modul în care ați putea exploata hobby-urile care vă fac plăcere. Să nu credeți că familia nu vă ține cont de programul mult mai liber din următoarele zile, deci nu uitați să planificați o ieșire la cină sau în parc. Nu luați decizii importante pe fugă, doar pentru că sunteți presați de timp, deoarece riscul de a face o greșeală va fi mare. Se anunță o perioadă cel puțin interesantă în ceea ce privește viața de cuplu. Ar trebui să vă așteptați la câteva surprize plăcute. Horoscopul zilei Gemeni. Dacă aveți dificultăți atunci când vine vorba de socializare, nu acceptați să fiți puși în situații care vă vor afecta negativ. Este foarte posibil să vă treziți ușor atrași în situații tensionate care vă pot cauza probleme nedorite. În același timp, ar trebui să fiți mai atenți la oportunitatea de a întâlni pe cineva nou. Astrele vor fi de partea voastră dacă v-ați dorit în ultima vreme să vă bucurați de o nouă relație. Încercați să acceptați critici la locul de muncă fără tendința de a plăti cu aceeași monedă. Colegii își doresc mai degrabă să vă ofere un sfat, nu să vă umilească. S-ar putea să vă confruntați cu o sensibilitate la nivelul urechilor, deci fiți atenți la primele semne de durere. Horoscopul zilei Rac. S-ar putea ca tentativele voastre de a ieși în evidență de la locul de muncă să nu prezinte niciun rezultat. În final, este posibil ca strategia voastră să nu fie destul de puternică, destul de bine pusă la punct, în special deoarece este nevoie de multă încredere de sine. Vor exista relații armonioase în familie în ciuda unor situații care, în mod normal, ar duce foarte ușor la conflicte. Nu același lucru poate fi spus și despre grupul de prieteni de care vă îndepărtați pe zi ce trece. Deși veți avea tendința să îi învinuiți pe ceilalți, cercați mai degrabă să vă analizați propriul comportament. Acest sfat este valabil pentru orice aspect al vieții voastre. Horoscopul zilei Leu. S-ar putea să se ivească oportunitatea de a flirta cu o persoană pe care nu ați mai văzut-o niciodată până acum, ceea ce nu este deloc o tragedie, însă dacă deja vă aflați într-o relație, aveți grijă la conflictele ce ar putea să apară în această perioadă. Se anunță dificultăți la locul de muncă, unde vă veți confrunta cu o situație neobișnuită care ar putea să vă pună în dificultate dacă veți fi prinși pe picior greșit. Este posibil ca un coleg să pretindă că ideile voastre îi aparțin, probabil pentru a se face remarcat. Aveți grijă cum acționați, deoarece este un conflict ce poate interveni pe neașteptate. Astăzi veți fi mai sensibil decât de obicei, iar fiecare remarcă, chiar și în glumă, va fi privită ca o insultă. Horoscopul zilei Fecioară. Chiar dacă treceți printr-o perioadă nesigură din punct de vedere emoțional și psihic, încercați să vă folosiți de sprijinul prietenilor, mai ales al celor care v-au dovedit în trecut că se poate conta pe ei. Loialitatea lor va fi primul lucru care ar putea să o pună din nou pe drumul cel bun. S-ar putea să dați peste noi oportunități în viața de cuplu, însă încercați să stați departe de persoane care vă fac să vă simțiți inferiori. Mare atenție la ce mâncați, deoarece veți fi predispuși la reacții alergice. Dacă vă simțiți mai sensibili, încercați să aveți la îndemână tratamentele necesare pentru alergii. Potențialul financiar al zilei este foarte mare. Vă veți simți foarte norocoși din punct de vedere financiar. Horoscopul zilei Balanță. Dacă vă aflați într-un conflict cu cineva de la locul de muncă, s-ar putea ca soluția să fie reprezentată de un compromis destul de mare pentru binele vostru, dar și al atmosferei de la locul de muncă. Ar trebui să rămâneți deschiși acestei sugestii, să vă păstrați flexibilitatea în discuțiile cu interlocutorii. Se anunță o situație financiară nesigură, dar nu atât de mult încât să prezinte probleme foarte mari. Mare atenție la ce fel de investiții faceți, însă cea mai bună soluție ar fi să economisiți în următoarele zile. Eforturile voastre de a vă apropia de cineva din familie nu vor trece neobservate. Dacă aveți dureri de spate ce persistă, ar trebui să căutați tratament. Horoscopul zilei Scorpion. Deși se anunță o perioadă cu mici probleme de sănătate, soluția pentru a le evita este adoptarea unui stil de viață mult mai sănătos. Să vă odihniți suficient și să consumați mai multe fructe și legume. S-ar putea să existe tensiune în familie, cel mai probabil în urma unor critici aduse,
fie stilul lui de viață, fie modul în care vă creșteți copiii. Tendința de a răbufni asupra prietenilor sau partenerului de a vă descurca nervii în medii dintre cele mai nepotrivite va fi destul de mare, așa că încercați să fiți cât mai calmi. Dacă acest lucru se dovedește a fi o provocare, ar trebui să evitați situațiile ce pot duce la conflicte. Horoscopul zilei, Săgetător. Vă veți face remarcați la locul de muncă, s-ar putea ca noile responsabilități să fie mai mult decât puteți duce pentru a evita un eventual eșec. Apelați la ajutorul unui coleg cu multă încredere. S-ar putea să apară problemă ce necesită sfatul unui profesionist, chiar dacă cei dragi vor avea ceva de spus în această privință. Încercați să consumați mai puține pastile, în special dacă ceea ce vă supără nu este grav. Cel mai bine ar fi să căutați alternative la astfel de tratamente prin alimentație, sport sau un nou hobby. Aveți grijă la ceea ce spuneți, în special la felul în care exprimați anumite idei. Tonul va conta enorm de mult, la fel și atitudinea. Horoscopul zilei, Capricorn. Nu vă lăsați portați de val ca să vă puteți bucura așa cum trebuie de o binevenită mărire de salariu sau de un alt câștig material. Investițiile mici nu vor fi o problemă, însă un proiect complex ar putea duce la diverse complicații. S-ar putea ca opinia voastră să fie factorul decisiv într-un conflict cu prietenii, așa că alegeți cu grijă. Încercați să alegeți varianta ce presupune un compromis pentru ambele tabere, iar astfel veți reinstaura echilibrul. Deși se vor revi multe proiecte de viitor, nu vă veți putea ocupa de toate. Atunci când aveți nevoie de un sfat, apelați la un membru al familiei, deoarece aceștia vor lua mereu în calcul și starea voastră de bine. Horoscopul zilei, Vărsător. S-ar putea ca mediul din familie să vi se pară nepotrivit pentru stilul vostru de viață. Dacă o discuție deschisă nu ar avea șanse să decurgă fără conflict, s-ar putea să vă simțiți încătușați. Dacă vă enervați și apoi obosiți la fel de repede, este posibil ca alimentația voastră să fie nepotrivită. Atunci când aveți de ales între mai multe opțiuni, nu alegeți mereu ceea ce este mai ieftin. Dacă sunteți în general atenți la bugetul vostru, vă permiteți să optați pentru ceea ce vă doriți cu adevărat. Nu neglijați oportunitățile de viață personală. Chiar dacă sunteți persoane ocupate, o nouă prietenie v-ar putea face doar bine. Horoscopul zilei, Pești. Veți încerca să rezolvați orice conflict, chiar dacă sunteți singuri gata să facă un compromis. Mai devreme sau mai târziu, veți realiza că astfel de prietenii sunt o pierdere de timp. Se anunță o perioadă productivă la locul de muncă, iar aptitudinile voastre vor fi de mare folos atunci când superiorii se vor confrunta cu probleme. Nu veți rezolva nimic dacă munciți foarte greu și nu vă îngrijiți de nevoile voastre. Încercați să dormiți în jur de 8 ore pe noapte, să mâncați mai sănătos și să luați o pauză atunci când este necesar. S-ar putea să fiți nevoiți să apelați la ajutorul unui membru al familiei, însă nu vă faceți griji deoarece nu veți fi refuzați. Horoscopul zilei de azi.